Tot mai mulți români de toate vârstele aleg să plece în străinătate, în cele mai multe cazuri la muncă, pentru un trai mai bun. În urma lor rămâne o țară depopulată, cu copii puțini și populație tot mai îmbătrânită. România îmbătrânește și se depopulează. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică analizate pe edupedu.ro, peste 400.000 de copii și tineri cu vârste cuprinse între 0 și 24 de ani au plecat din țară în ultimii ani. Doar în 2020, aproape 60.000 de cetățeni români din această categorie au ales să părăsească România. Natalitatea e mică, mortalitatea la vârstnici e mare, deci vom avea o populație scăzută. Asta e părerea mea. Și credeți că România va ajunge să aibă o populație puțin îmbătrânită? Din ce în ce mai mult. Din ce în ce mai mult. În următorii ani va fi o populație îmbătrânită. Foarte rea părere. Nu numai copiii au plecat. Tineretul care studiază în România pleacă dincolo, știi? România rămâne fără români. Printre principalele motive pentru care aceștia își părăsesc țara și renunță la a-și mai întemeia o familie, se numără nivelul de trai scăzut oferit în țara noastră și lipsa locurilor de muncă, dar și a șansei de a se realiza la un nivel decent. O părere foarte proastă că au plecat, pentru că, mă rog, își părăsesc țara, și o părere foarte bună pentru ei că își găsesc o viață probabil mai bună pe dincolo, că aici n-au nicio șansă, nu? Credeți că România o să ajungă să aibă o populație puțin îmbătrânită? Foarte îmbătrânită. Foarte îmbătrânită, natalitatea a scăzut foarte mult. Nu mai îndrăznesc tinerii să-și facă o familie și cu atât mai mult să aibă copii, pentru că se interesează în primul rând de carieră, să-și găsească joburi și până să ajungă să își facă să se căsătorească, deja au depășit o vârstă. Vedeți la ce vârstă se apar copiii acum, de la 30 de ani în sus. Deci e din ce în ce mai greu pentru cei care învață, se ocupă și pot să se ocupe de o carieră. Cei care nu, cu atât mai mult. Un alt studiu arată că anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani. Declinul demografic afectează toate sectoarele economiei, precum produsul intern brut, bugetul, sustenabilitatea fondurilor de pensii, dar și fondurile europene care se alocă în funcție de numărul de locuitori.